Imahas de cântări, Iisus, conduce al meu suflet spre zori, până ajung pe-ale vieții căror, tot mai aproape de cer. Tot mai aproape de cer mă simt eu, tot mai aproape de Iisus mereu. Mai multă slavă cerească lumină, sunt tot mai aproape de cer. Iisus cu glorie m-a învăluit, El e al meu zi de zi neclintit. Drumul meu duce spre țărmul sorit, tot mai aproape de cer. Tot mai aproape simt eu, lângă al meu Iisus mereu. Mai multă slavă cerească lumină, sunt tot mai aproape. De cântări, Iisus conduce al meu suflet spre zori. Drumul ajung pe-ale vieții căror, tot mai aproape de cer. Tot mai aproape sunt eu, lângă slavă cerească lumină, sunt tot mai aproape de cer. Amin. Seară blândă, în grădină, Domnul i-a plecat în rugă. Sufletul și-l pregătește pentru lupta sa cea lungă. Rugăciuni de foc, suspine și sudoarea curge sânge. Luna după nori se ascunde, frunza a început a plânge. Ucenicii dorm, că somnul a venit să-i cuprindă. Frica, deznădejdea, groaza, de la om la om se întinde, totul se înfioară în taină și suspine cad grămadă. Blesteme așa de multe peste lume stau să cadă. Și când lumea toată geme, iadul luptă cu furie. Iuda a primit să intre serv satanei cu simbrie. A cerut arginți pe capul celui sfânt cu dulce nume. A vândut rădând nemernic ce-a avut mai scump pe lume. Vine încet să-l sărute, iar călăii mulți îl leagă. Cât de blând e cel ce are dragoste de lumea întreagă. El se lasă pentru tine, chinuit de răi să fie. El primește hula lumii, parte în cer să-ți facă ție, că păcate sumedenii peste fruntea lui apasă. Palma ta, așa mea, amice, îl lovește, lui nu-i pasă. N-are timp să simtă ura și prigoana care crește. E îngropat doar de al tău suflet, că, amice, te iubește și în clipele supreme s-a rugat doar pentru tine, fericit să fii în viacuri, veșnicii să ai senine. O, amice, astăzi încă El te cheamă blând pe nume, vino în brațele divine, fugi din păcătoasa lume, vino, ruga Lui pricepe și chemarea ce ți-o face, tu în lume niciodată n-o să afli pic de pace. Vezi afară ce furtună s-a pornit, ce vijelie, vezi păcate cu grămada să le guști, ți se îmbie. Vezi cum iuzii pretutindeni vând pe Domnul pe nimică și credința care scade și se face tot mai mică. Frate scump, amice dragă, crucea
să privești pururea, că la pomul fără roade stă de atâta timp securea. Vom începe serviciul de înmormântare și ne vom ridica și ne vom închina Domnului. Tatăl nostru, care ești în ceruri, ne închinăm înaintea măreției tale, în numele Domnului Iisus. Ne rugăm ca binecuvântarea ta să fie revărsată peste locul acesta și prin Duhul Sfânt să dai mângâiere cerească. Binecuvintează orice cuvânt și fiecare persoană din locul acesta să fie atinsă de prezența și de puterea ta. Ne rugăm ca în timpul acesta mângâierea ta specială să vină peste fratele Vasile, peste familie și peste toți cei îndurerați. Și numele tău în tot ceea ce se face să fie înălțat. Amin. Citim cuvântul lui Dumnezeu din a doua epistolă a Apostolului Pavel către Timotei, capitolul 3, începând cu versetul 16. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morții, și pentru arătarea și împărăția sa, propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp. Mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Dar tu fii treaz în toate lucrurile. Rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul Judecătorul cel drept, și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Caută de vino curând la mine. Amin. Ne rugăm ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste cuvântul acesta și rugăciunea aceasta o va face fratele Sami Bălc. Suntem recunoscători, Doamne, pentru harul de care ne-ai făcut parte, pentru purtarea de grijă de până în prezent. Suntem recunoscători pentru modul minunat în care ne-ai creat și suntem recunoscători pentru timpul pe care l-ai hotărât să-l trăim pe acest pământ. Suntem recunoscători pentru cei dragi noștri și în mod deosebit în aceste momente. Suntem recunoscători pentru mama. Mulțumim pentru dragostea dânsei, mulțumim pentru exemplu pe care ne l-a oferit, mulțumim pentru tot sprijinul pe care l-am găsit la dânsa, mulțumim că a fost un copil al tău și îți mulțumim că astăzi este împreună cu tine pentru veșnicie. Mulțumim că în continuare ne-ai promis că o să ne porți pe brațele tale și îți mulțumim că sub protecția ta putem să mergem înainte până în ziua în care ne vom reîntâlni cu cei dragi. Amin. Îndoliată familie, dragi frați și surori care ne priviți de la mare distanță, dorim ca binecuvântarea lui Dumnezeu să vă fie dăruită fiecăruia în parte. Participăm la slujba de înmormântare a sorei Lidia Talpoș, care a plecat dintre noi, și dorim ca în câteva momente să avem un timp de cercetare în fața lui Dumnezeu, care cunoaște toate lucrurile, care ne cunoaște pe fiecare dintre noi în parte, știe începutul și sfârșitul și toate sunt cunoscute înaintea Lui. Să fie binecuvântat și slăvit numele Domnului. S-a născut în data de 4 octombrie 1947 în comuna Racovița, județul Sibiu, din familia Suciu, Nicolae și Mina,
Ne amintim cu toții cu mare plăcere de fratele Suciu Nicolae, un pasionat de muzică și de cântare, dirijor de cor și de fanfară. Din familia lor s-a născut Lidia și Maria, căsătorită cu Liviu. Și împreună au un copil care se numește Bogdan Daniel Sabău. Dorim ca Domnul să vă binecuvinteze. Sora Lidia a urmat cursurile școlii generale și liceul în Sibiu, liceul numărul 3. Apoi a urmat cursurile școlii tehnice de proiectanți din cadrul Uzinei Independența, un curs de 2 ani. În vara anului 1963 l-a mărturisit pe Domnul în apa botezului în Biserica Creștină Baptistă din Sibiu, pe atunci singura biserică română din Sibiu, păstorită de fratele Mircu Cocar. În anul 1967 a început Facultatea de Muzică, Academia de Muzică Gheorghe Dima din Cluj, pe care a absolvit-o în anul 1972. În anul 1972 s-a căsătorit cu fratele păstor Vasile Talpoș. Dumnezeu i-a binecuvântat, iată, cu mulți ani de căsătorie împreună și i-a binecuvântat și cu 4 copii, cel din urmă a murit la naștere, iar cei care sunt alături aici, Cristina, căsătorită cu Samuel, având 2 copii, pe Daniel și pe Emanuel, Cristian Mihail, căsătorit cu Simona, care sunt în Statele Unite, Dumnezeu să-i mângâie, având 3 copii, Cristian, Caleb și Isaac. Și Emanuela Lidia, căsătorită cu Sorin Vasile, având o fetiță numită Ecaterina. Datorită faptului că s-a căsătorit cu un pastor baptist, când a terminat conservatorul de muzică, nu i s-a permis să predea muzica în școală, în licee. De aceea, decanul facultății a înființat corul filarmonicii din Cluj și a invitat-o să fie cântăreață în corul acesta și pregătea și un curs de dirijat. Astfel a slujit sau a funcționat în corul filarmonicii din Cluj până în anul 1985, an în care s-au mutat la București, întrucât fratele Vasile a fost ales ca secretar general al cultului creștin baptist și era și directorul Institutului Teologic Baptist din București. La București a lucrat ca secretar la birourile Uniunii Creștine Baptiste până în anul 1990. Apoi a cântat în corul Radiodifuziunii Române, ca altistă, până la vârsta de pensionare. În tot acest timp a predat muzică la Institutul Teologic Baptist și Facultatea de Teologie Baptistă din București, care sunt în cadrul Universității din București. A slujit și în bisericile în care fratele Vasile a lucrat ca păstor, dirijind corul la Cluj, la Turda, la București și în ultima perioadă la Sibiu și în Biserica Speranța și mai apoi în Biserica Baptistă Betania, unde au devenit membri după pensionare. Pentru Biserica Baptistă Betania, prezența și slujirea familiei Talpoș a fost o mare binecuvântare, pentru care suntem mulțumitori lui Dumnezeu. Pentru noi toți va rămâne un gol în inimile noastre și în lucrarea bisericii. Avem însă nădejdea că într-o zi ne vom reîntâlni în slavă, acolo unde nu va mai fi nici durere, nici boală, nici lacrimi, nici moarte, ci va fi viață veșnică împreună cu Domnul nostru.
Până atunci, rămânem cu o plăcută amintire despre sora Lidia Talpoș, care a fost un om al lui Dumnezeu, un slujitor neînfricat, un pasionat cântăreț și dirijor și un bun recitator. Cred că despărțirea aceasta de fratele Vasile s-a petrecut pe neașteptate. De aceea dorim ca Domnul să îl întărească pe fratele, să-l binecuvinteze cu mângâierile lui cerești. Mă gândesc că în ocazii ca acestea, ce se poate spune în câteva cuvinte este infim față de o viață întreagă. Dar avem convingerea fermă că cel care nu uită niciun pahar de apă rece dat în numele lui, va răsplăti din belșug, așa cum am citit, de acum așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul Judecătorul cel drept și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea lui. Frate Vasile, m-aș bucura dacă ați adresa câteva cuvinte. Aș dori să spun câteva cuvinte de mulțumire întâi și întâi Bisericii Betania, unde am devenit împreună cu soția mea membri, venind la Sibiu, de la București, și am fost primiți cu atâta dragoste, cu atâta căldură sufletească, iar în cazul acesta al despărțirii de prea iubita mea soție, biserica ne-a fost un deosebit sprijin și ne este și o încurajare nespus de importantă pentru viața mea personală și a familiei. Mulțumim din inimă bisericii și fraților păstori care au purtat și poartă de grijă nu numai de noi ca și membri în biserică, dar iată de serviciile cu ocazia plecării dintre noi a preiubitei noastre mamă și soție credincioasă. De asemenea, aș dori să spun un cuvânt de mulțumire și conducerii Institutului Teologic de la București, fratelui rector actual de acolo, fratelui Mariș, și decanului facultății din Universitatea București, fratelui profesor Oti Bunaciu, cu care împreună cu Lidia ani de zile am slujit acolo în învățământul teologic pentru sute și sute de studenți care s-au pregătit pentru lucrarea lui Dumnezeu în amândouă institutele și în Universitatea București și în institut. Și Lidia a organizat cor studențesc de mare succes în vremea aceea în cadrul lucrării institutului și a facultății. Pentru toate acestea păstrăm o plăcută aducere aminte și din inimă mulțumire. De asemenea, încă un salut și o mulțumire frățească pentru toți din țară și de peste hotare, de la care am primit mesaje, fie la telefon, fie transmise prin aparatele tehnice, prin computer, mesaje de încurajare deosebite, care într-adevăr ne-au încurajat mie și familiei mele viața în aceste momente de tristă despărțire și totodată ne-am dat seama că nu suntem singuri, Domnul este cu noi așa cum mărturisim și de asemenea cu biserica noastră și că am rămas cu biserica, cu cei din familie care sunt aproape și cu toți cei care ne-au trimis atât de multe mesaje de binecuvântare, de compasiune. Dumnezeu să-i întărească pe toți și să-și proslăvească numele în viețile noastre a tuturora până când ne vom revedea. Iubite mele soții, nu aș avea, cum am spus și aseară, altceva de spus. Într-adevăr, să se odihnească în pace și cel atotputernic să-i facă parte de răsplătirea cuvenită la vremea potrivită și la revedere. Soție scumpă, împreună cu toți răscumpărații în slavă. Amin. Desigur că în aceste zile s-au primit zeci, sute de mesaje de condoleanțe,
Nu va fi timp suficient să le avem în vedere pe toate, dar aș dori să citesc pentru familie, pentru dumneavoastră, câteva dintre ele, care cred că sunt foarte importante să le ascultați. Cultul creștin baptist, Uniunea Bisericilor Creștine Baptiste în România, stimate frate Vasile, stimată familie îndoliată, suntem ferm convinși că dacă era în puterea voastră, ziua de astăzi era diferită. Cum nu depinde de voi, Dumnezeu atotputernic care ne iubește pe toți și care nu greșește niciodată a hotărât ca alergarea și slujirea sorei Lidia Talpoș să se încheie aici. De acum înainte, dumneavoastră veți rămâne cu tezaurul amintirilor frumoase, iar studenții, păstorii, familiile, bisericile rămân cu amintirea binecuvântărilor oferite prin slujirea sorei Lidia. Acum sora Lidia nu mai aleargă și nu se mai consumă. Acolo unde a plecat, toți cei salvați se odihnesc și fără niciun efort trăiesc o viață nouă spre gloria Salvatorului nostru. Și credem că una din marile bucurii a sorei Lidia este că în cer se cântă. Se cântă mult, frumos și numai pentru gloria celui care ne-a creat și ne-a salvat. Apocalipsa 4 cu 11, 5 cu 12, 14 cu 5, cu 3. Prețuindu-vă pentru sacrificiul depus în lucrarea lui Dumnezeu din România și în lume, ne rugăm Domnului ca în zilele acestea, El, Părintele Mângâierilor, să vă mângâie și să vă întărească convingerea că acolo unde au plecat cei credincioși este mult mai bine. Filipeni 1 cu 23. Credem că nu va mai dura mult și Domnul Iisus, Păstorul cel bun, ne va aduna pe toți acasă. Apocalipsa 22 cu 7, 12 cu 20. Până atunci, continuați să rămâneți credincioși și inspirați din hărnicia înaintașilor și a celor dragi, continuați investiția în extinderea împărăției divine. Continuați să trăiți frumos și să-L mărturisiți pe Domnul Iisus Hristos, sursa vieții. Numai în El putem avea o viață binecuvântată și o veșnicie glorioasă. Președinte, pastor Viorel Iuga. Din partea comunității Bisericilor Creștine Baptiste Sibiu, conducerea comunității creștine baptiste Sibiu, ne exprimăm regretul pentru plecarea la Domnul, la sorei Lidia Talpo și dorim să vă transmite, să transmite fratelui Vasile și întregii familii condoleanțe și vă dorim ca Domnul să vă fie alături în aceste momente de despărțire. Vă vom purta în rugăciune și vom fi alături de dumneavoastră în perioada care va urma, fiind convinși că Domnul vă va întări în credință în vederea revederii cu cei dragi în glorie. Președinte Mihailă Corind, secretar Poplăcean Beniamin. Un mesaj a venit și de peste hotare. Mult stimate frate profesor dr. Vasile Talpo și scumpă familie, suntem alături de dumneavoastră în aceste momente dureroase de despărțire, de cea care v-a fost dată de bunul Dumnezeu ca un ajutor potrivit pentru o vreme, scumpă mamă și bunică. Amar e gustul despărțirii și cel mai greu cuvânt de spus, căci pentru zbuciumul iubirii nici lacrimi, nici cuvinte nu-s. Primiți din partea familiei Clintoc, a Bisericii Creștine Baptiste Române din Akron, Ohio, a fratelui Valentin Cenț, pastor al Bisericii și vicepreședinte al Asociației Baptiștilor din România, și a fratelui Titi Cocean din California, a fratelui Petru Cocârțău și din partea tuturor studenților de la seminarul Asociației Baptiste Române, al cărui profesor ați fost, cele mai alese mângâieri și binecuvântări de la Dumnezeu. Când Iacov a plecat din Betel cu Rahela, a venit timpul despărțirii unul de altul. Cuvântul Domnului ne spune că Iacov a mers mai departe. Ne rugăm Domnului să vă dea putere, să mergeți mai departe și să realizați tot ce Domnul v-a pus pe inimă. Sora Lidia a fost o mare binecuvântare pentru Dumnezeu, lucrarea lui, prin multe daruri pe care le-a primit de la Domnul, de a-i sluji și a-l lăuda. Acum, ajuns acasă, se odihnește de toate ostenelele ei,
și laudă pe Cel ce l-a iubit și slujit. La sânul sfânt al mângâierii dorm dulce suflet credincios în așteptarea învierii și răsplătirea lui Hristos. Fratele Viorel Clintoc. Și încă un mesaj care vine din partea comunității Bisericilor Baptiste Hunedoara. Suntem alături de fratele rector Vasile Talpo și familia dumnealui în perioada suferită, în pierderea suferită. Majoritatea păstorilor din Hunedoara, din comunitatea Hunedoara, a absolvit Institutul Teologic Baptist din București, unde sora Lidia ne-a fost profesor. Sora Lidia a iubit muzica și mai ales muzica corală, bisericească, astfel a format corul institutului. Ne aducem cu drag aminte de festivitățile de începere de an universitar, unde jur de 100 de tineri cântau spre slava lui Dumnezeu, fiind dirijați de dânsa. Era atât de dedicat acestei profesii, încât o vedea ca pe o slujire. Știa să ridice pe cei slabi și știa să valorifice pe cei buni. Ne pare atât de rău că astăzi nu putem să fim alături de familie datorită situației din țară și din lumea întreagă, însă ne vom aminti cu drag de cea care a fost sora Lidia, profesoara noastră de muzică. Frate rector, în numele întregii comunități baptiste de Hunedoara, vrem să vă mulțumim pentru ce ați fost și ați făcut pentru noi și astăzi, în această zi grea pentru dumneavoastră și familie, dorim ca Dumnezeu să vă îmbărbăteze, să vă dăruiască pace, harul lui să vă îmbrace în fiecare zi și cuvântul lui din Psalmul 116, cu 15 să vă mângâie. Scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiți de El. Cu respect și recunoștință, președinte Ionuț Dumitru, secretar, pastor Mircea Ursu. La acestea se adaugă multe alte mesaje pe WhatsApp, pe internet și în alte modalități. Domnul să vă binecuvinteze. Vom asculta și o poezie. Aș vrea să mulțumesc din inimă și echipei de tehnice, de instrumentele acestea, de aceste aparate prin care se poate face toată această transmisie, încât am putut chiar în condițiile din țară în care suntem să fim părtași cu cei care de la distanță au putut să fie părtași cu noi. Dumnezeu să-i binecuvânteze. Amin. Vom asculta o poezie recitată de Dani. În ziua în care bunica și-a încheiat alergarea pe acest pământ, mătușa Oli din Canada a scris o poezie în memoria dânsei pe care doresc să o citesc. La revedere! Domnul a vrut să plec mai înainte, dar ne-o vedea din nou pe țărmurile sfinte. Nu plângeți, despărțirea e pentru o vreme, toți ne supunem voii lui supreme. Mă întorc acasă, i-am urmat chemarea și mi-am sfârșit în lume alergarea. Plec fără griji, căci Domnul meu mă așteaptă. Spre sfânt liman, azi pașii mei se îndreaptă. Vă las cu bine, pacea lui să vă fie în întristări și în suferinți. Să nu vă pierdeți nici de cum credința, cerească să vă fie năzuința. El m-a condus în bună rânduială să mă odihnesc de multă osteneală. Și în timpul scurt rămas de pregătire, voi să-mi păstrați o dragă amintire. Amin. Din col de zare, o dimineață mai glorioasă, fără apus, sfârșit-o-i truda și altă viață, om pe vecie cu al meu ei.
din col de zare n-a fi durere, bol și necazuri pe veci s-au dus. Doar desfătare și fericire, zi nesfârșită, fără apus. Din col de zare, ce întâlnire cu prea iubiții plecați în cer și într-o unire fără despărțire vom fi cu Tatăl acasă în cer. Amin. Este extrem de greu să concentrezi în câteva minute tot ceea ce vrei să spui într-o ocazie ca aceasta. Aș vrea însă să aduc în față o imagine. Imaginea aceasta se petrece în localitatea Betania. Și fiindcă suntem în Biserica Betania, aș vrea să-mi îngădui să citesc pasajul acesta și să spun câteva cuvinte cu ocazia acestui serviciu de înmormântare. Evanghelia după Marcu, capitolul 14, începând cu versetul 3, cuvântul Domnului spune: pe când ședea Iisus la masă în Betania, în casa lui Simon leprosul, a venit o femeie care avea un vas de alabastru cu mir de nard curat, foarte scump. Și după ce a spart vasul, a turnat mirul pe capul lui Iisus. Unora din ele a fost necaz și ziceau: ce rost are risipa aceasta? Mirul acesta s-ar fi putut vinde cu mai mult de 300 de lei și să se dea săracilor, și el era foarte necaz pe femeia aceea. Dar Iisus le-a zis: lăsați-o în pace, de ce faceți supărare? Ea a făcut un lucru frumos față de mine, căci pe săracii aveți totdeauna cu voi și le puteți face oricând ce voiți, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. Ea a făcut ce a putut. Mi-a uns trupul mai dinainte pentru îngropare. Adevărat vă spun că oriunde se va fi propăduită Evanghelia aceasta, în toată lumea se va istorisi și ce a făcut femeia aceasta spre pomenirea ei. Amin. În acest pasaj aș vrea să împărtășesc câteva gânduri pentru voi, familie, și pentru toți cei ce se uită spre locul acesta cu inima întristată, și doresc ca din gândurile acestea să fim încurajați să trăim pentru slava lui Dumnezeu. Pentru Biserica Betania este o pierdere faptul că sora Lidia a plecat. Zeci de coriști au scris mesaje exprimându-și regretul pentru că nu mai pot să cânte sub bagheta dumneaei. Pentru fiecare dintre noi, familia Talpoș a fost o mare binecuvântare și un puternic exemplu. Și m-am gândit ce să aleg din toate cele spuse. M-am gândit să aleg un singur lucru. Ce a spus Domnul Iisus despre femeia aceasta? M-am tot rugat zilele acestea și am spus: Doamne, dă-mi un mesaj, nu o predică care am mai predicat-o de atâtea ori la înmormântări, ci un mesaj potrivit. Și Domnul mi-a pus cuvintele acestea pe inimă. Femeia aceasta a făcut un lucru frumos față de mine. Asta e primul lucru care spune Domnul Iisus. În contrast cu ceea ce spuneau ucenicii că ar fi putut să fructifice mirul acela, să-l vândă și să facă atâtea acte de milostenie,
milostenie pe banii altora, femeia aceasta a știut că vrea să facă un lucru frumos pentru Domnul Iisus. M-am uitat în necrolog, am trecut în revistă lucrurile pe care mi le amintesc și mi se pare că întoarcerea dumneavoastră la Betania este ca întoarcerea unor misionari care pentru o vreme au fost plecați în alte părți, la Cluj, la Turda, la București și s-au întors acasă. Și întoarcerea aceasta acasă parcă este mai frumoasă din pricina faptului implicării pe care ați avut-o împreună în slujirea aceasta Domnului. De fapt, slujba de care s-a ocupat sora Lidia a fost slujba de închinare prin cântare. Și eu cred că închinarea este cea mai importantă parte din trăirea noastră creștină. Conform cu Evanghelia după Ioan, capitolul 4, spune Dumnezeu caută închinători adevărați. Și poate nicio parte din viața noastră nu e mai importantă decât acea atitudine a închinării. În bisericile baptiste se cântă mult. Se cântă cântări diferite. Dar un tezaur care îl avem și îl moștenim de la părinții noștri, de la bunicii noștri, a fost cântarea corală. Cu regret spun că în multe biserici aceasta a fost abandonată. Sora Lidia a iubit muzica corală. A fost pasionată, spunea o altă dirijoare a corului nostru, vârful de lanț a fost oratoriu de Crăciun. Și multe alte piese care au fost interpretate pentru slava lui Dumnezeu. Dacă lucrul acesta a fost făcut doar pentru biserică, ar fi fost de prea puțin folos. Dar Domnul Iisus spune aici, i-a făcut lucrul acesta frumos pentru mine. Pentru că actul de închinare nu este pentru cei din jurul nostru, ci actul de închinare este pentru El, pentru Domnul nostru, pentru Mântuitorul nostru slăvit. Și cred că toate lucrurile care le facem, trebuie să le facem ca pentru Domnul. Închinarea bisericii este ca un parfum. Când Maria din Betania a spart vasul cu mir de nard, foarte scump și plăcut mirositor, ne spune evanghelistul, s-a umplut odaia cu mirosul mirului. Și ce-i mai frumos decât să răspândești această mireasmă, spune Apostolul Pavel, noi suntem o mireasmă de la viață spre viață. Și cred din toată inima că Domnul ne cheamă să facem lucruri frumoase pentru slava lui Dumnezeu. Prin cântare, prin poezie, prin susținerea lucrării. Spunea cineva, în spatele fiecărui om mare stă o femeie mare. Și cred și eu ce s-a spus aseară, că Dumnezeu pune alături de păstori de talie mare femei de calibru. Și cred că sora Lidia a fost o persoană de felul acesta. Dumnezeu să fie binecuvântat. I-a făcut un lucru frumos pentru mine, zice Domnul. A doua afirmație care o face Domnul Iisus aici, o găsim în versetul următor, versetul 8. Ea a făcut ce a putut. Sigur că expresia asta arată limitarea umană. Nimeni nu este supraom. Și Dumnezeu nu ne cere să facem ceea ce nu putem să facem, dar Domnul se bucură când facem ceea ce putem să facem. Și ceea ce putem să facem este preluat de Dumnezeu și multiplicat. Mi-aduc aminte de nu puținele ocazii când a dirijat corul sprijinindu-se pe pian sau uneori chiar șezând pe scaun. Știam că trece prin suferință. Și acum m-am gândit zilele acestea, a făcut ce a putut.
Mi-aduc aminte de un pasaj din Scriptură, una din minunile cele mai deosebite pe care le-a făcut Domnul Iisus în Evanghelia după Ioan, capitolul 6. Domnul era într-un pustiu și acolo predica Evanghelia și a predicat o zi întreagă. Și după ce a predicat Evanghelia într-o zi întreagă, a văzut mulțimile flămânde și a spus ucenicilor, dați-le voi de mâncare. Desigur că ei au început să-și facă socoteli, unii au spus, n-avem decât 300 de lei, ce să facem? Câte pâine am cumpărat cu banii aceștia? N-ar ajunge. Dar era acolo un copilaș care avea 5 chifle și 2 pești. Și a fost adus la Iisus. Domnul a luat chiflele acelea și peștii și a mulțit pâinea și a dat de mâncare tuturor celor ce erau acolo. El a făcut ce a putut. Restul a făcut Hristos. Lidia a făcut ce a putut. Restul a făcut Hristos. Dumnezeu ne cheamă să facem ceea ce putem. Și încă un lucru. Domnul Iisus spune, adevărat vă spun că oriunde va fi propovăduit Evanghelia aceasta, în toată lumea se va istorisi și ce a făcut femeia aceasta spre pomenirea ei. Domnul Iisus spune, a făcut ceva ce trebuie pomenit sau trebuie amintit. Vor trece zilele acestea, se va termina serviciul de înmormântare în câteva minute, vor veni zilele singurătății și singurătatea doare. Dar aș vrea în acele zile să vă amintiți de cuvântul acesta. A făcut spre amintirea ei. Să vă amintiți de lucrurile frumoase și de ce nu un buchet de flori, o lacrimă, o răsfoire a albumelor de poze și mai ales o privire în perspectivă. Așa cum spune Apostolul Pavel, de acum mă așteaptă cununa neprihănirii. Am citit din 2 Timotei, capitolul 4, și intenționat am citit și versetul al 9-lea, în care apostolul, fiind întemnițat, așteptând martiriul, îi scrie lui Timotei și spune, la încheierea acestui mesaj, unii îl numesc ultimul mesaj al lui Pavel sau cântecul de lebădă, spune, caută de vino curând la mine. Nu mai este mult și ne vom duce și noi. Fiecare la rândul lui. Așa cum hotărăște Dumnezeu. Ceea ce este important este să fim pregătiți. Mă rog ca mângâierea lui Dumnezeu să fie peste voi toți. Frate Vasile, vă încredințăm în mâna Domnului. Sora Maria, Cristina, Emma, Cristi, și voi, Sami și copii, pe toți în mâna celui atotputernic vă încredințăm. Și credem că cel ce are putere să vă țină, o va face fiindcă este credincios. Binecuvântat să fie numele Lui. Amin. Încheiem cu rugăciune. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta. Precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-ne. Hristos
Deplasare la cimitir și după aproximativ 15 minute se va relua transmisia pe Facebook pentru toți cei ce pot să urmărească. Dorim binecuvântarea lui Dumnezeu peste întreaga familie. Amin.
întreaga binecuvântare a lui Dumnezeu să fie cu noi și în momentele acestea. De aceea vă invit acolo unde sunteți și noi.